Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Mă bucur să vă revăd. Oamenii mei dragi, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru toată susținerea. Voi începe cu semnele de foc, berbec, leu, săgetător. Voi începe cu zodia berbec, în primul rând. Regina de bețe. Văd că în această zi dumneavoastră sunteți această persoană, vă veți deschide inima persoanelor dragi, veți comunica, veți ajuta, veți fi disponibilă să ajutați copiii, să vă ocupați de munca dumneavoastră în același timp. Puteți realiza tot ce vă propuneți în această zi, dacă inima dumneavoastră, atenție, este deschisă, da? În această zi văd că vă veți ocupa de copiii dumneavoastră. E posibil să faceți cumpărături, cadouri pentru copiii dumneavoastră sau copilul dumneavoastră interior să fie pe primul plan dacă nu aveți copii. Anumite amintiri din copilărie. În această zi poate vă veți aduce aminte de anumite amintiri sub o lumină diferită. O relație de lungă durată, de suflete pereche pentru unii dintre voi. În această zi vă veți deschide inima acestei relații și văd mesaje de iubire, mesaje de afecțiune, cuvinte frumoase, interese de iubire le veți primi. Veți începe ceva nou în această zi, ceva, veți simți o experiență emotivă diferită ca de obicei în această zi. Poate veți primi un mesaj care cineva vă va exprima sentimentele care nu erați la cunoștință, da? Poate veți fi dumneavoastră mai creativ, mai timid, mai sensibil, dar în orice caz văd că veți reuși să fiți în gradul de a gestiona aceste anumite situații dificile cu grație, adică cu delicatețe, cu emoții plăcute, da? Și văd că e posibil ca cineva din trecutul dumneavoastră să apară în această zi sau doar să se întoarcă în viața dumneavoastră fără să vă așteptați sau poate să vă ocupați, cum spuneam, de anumite situații în ce privesc copiii. Haideți să vedem ce vă transmite îngerii. Wow, să vă ascultați intuițiile, pentru că acele intuiții care le veți avea astăzi sunt drepte, sunt corecte, sunt oneste, da? Să vă ascultați intuiția în tot ceea ce vă propuneți, în tot ceea ce doriți să faceți în această zi. Haideți să vedem îngerii pentru zodia berbec. Zice că e nevoie să vă găsiți un post anume, un loc anume, să vă găsiți locul dumneavoastră. Să aveți încredere în forțele și în capacitățile voastre, să nu te lași dominat de depresie. Dacă simți că ești într-un loc nepotrivit sau într-un moment nepotrivit și nu înțelegi cine ești sau care e scopul vieții tale pe acest pământ, să te rogi de Îngerul Jofiel, arcangelul care te va ghida a descoperi rolul tău în această viață și a regăsi pacea ta interioară. Oamenii mei dragi, în această zi e posibil, e nevoie, nu este posibil, da, este posibil să vă aduceți anumite răni din trecutul dumneavoastră sau să vă aflați într-un loc sau lângă anumite persoane care simțiți că nu aveți lucruri în comun sau că deranjați sau să vă simțiți în plus, să aveți încredere în forțele dumneavoastră, da? Și să nu vă lăsați dominați de depresie. Arcangelul Jofiel vă va ajuta dacă vă veți ruga la dânsul. El vă va ghida pentru a vă ajuta a descoperi rolul și motivul dumneavoastră pe acest pământ și să regăsiți pacea voastră interioară, care este foarte important, da? Oamenii mei dragi, v-am pupat, vă doresc o zi cât mai plăcută, ne vedem data viitoare. La revedere, sănătate! Voi continua cu zodia Leu. Haideți să vedem zodia Leu. În această zi văd că veți sta în defensivă, în gardă. Anumite lucruri din trecutul dumneavoastră vor apărea în această zi. Poate veți avea doar un mic disconfort fizic, de ce nu? Dar văd că va trebui să luptați în această zi, da? Va trebui să luptați.
Cred că veți încerca să vă protejați pentru că nu mai doriți să repetați anumite erori din trecutul dumneavoastră și veți fi mai inteligent decât de obicei. Văd că veți primi un mesaj sau anumite noi experiențe vor veni către dumneavoastră. Schimbări. Poate un nou argument sau un proiect intelectual în această zi. Poate veți avea o discuție cu cineva, cu o persoană mai intelectuală, o persoană mai deschisă, tăioasă, dar în același timp sinceră. Cred că e nevoie să vă informați mai mult și pe rețele de socializare dacă doriți să începeți un proiect în ce privește sau să rezolvați o chestiune din trecutul dumneavoastră. Eu vă cer să aprofundați acest lucru, să căutați mai multe informații și acest lucru vă va ajuta să aduceți schimbarea necesară în proiectele dumneavoastră, să controlați anumite documente cu atenție, să le citiți din nou, să le căutați din nou, să le scoateți din nou la lumină. Văd că veți întâlni poate chiar și o persoană mai directă și mai puțin diplomatică. Vă cer totuși să aveți grijă, poate fi și impulsivă această persoană. Dar totuși văd că veți reuși, 3 de cupe mi-arată că veți sărbători o reușită cu un prieten drag, da? Sau poate veți comunica cu prietenii în ce privește un proiect anume, o chestiune anume de rezolvat. Veți primi anumite vești care vor veni în viața dumneavoastră, o invitație, de ce nu? Poate veți ieși cu prietenii, poate veți sărbători ceva anume, dar nu vă văd singur, da? Văd persoane în jurul dumneavoastră. Și dacă doriți să începeți ceva, să faceți ceva, zice, să plecați la un drum în trecutul dumneavoastră, să vă întoarceți la un drum sau să rezolvați o chestiune anume din trecutul dumneavoastră care trebuie rezolvată, îngerii vă transmit că sunteți pregătiți. Sunteți pregătiți pentru a lua acea decizie, sunteți pregătiți pentru a rezolva o situație, da, și să acționați. Spune că e nevoie întâi să clarificați cu voi înși vă și cu alții înainte să plecați la drum. Nu plecați pe strada voastră dacă înainte nu ați clarificat statul, cum stau lucrurile și cu voi înși vă și cu alții. Îngerul Ramliel te poate ajuta să faci claritate și să accesezi fapte care la început nu le înțelegeai, da? Deci acest înger Ramiel te poate ajuta să faci o claritate, să faci lumină pe anumite fapte de altor persoane sau ale dumneavoastră sau anumite lucruri care s-au întâmplat, situații care nu le înțelegeați. Clarificați întâi aceste situații și după aia plecați la drum, da? Cu voi înși vă și cu alții și după aia acționați. Totuși, sunteți pregătiți să faceți această claritate. Sunteți pregătiți. Acest lucru vă transmite îngerii. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. Doamne ajută tuturor, sănătate, la revedere. Zodia Săgetător. Zodia Săgetător, dumneavoastră, văd că sunteți în primul plan aici. Dacă sunteți bărbat, dacă sunteți femeie, un bărbat va avea un rol în viața dumneavoastră. Un bărbat poate zodie de foc, leu, berbec, săgetător, poate ascendent în zodia berbec, leu, săgetător, dar cred că dumneavoastră sunteți acea persoană, un leader, da? O persoană care ia inițiativă, o persoană care poate da o mână de ajutor, o persoană care este în centrul atenției. Da? Și văd că veți străluci în această zi. Văd că veți fi mai entuziasmați, mai multă energie. Văd că veți fi carismatic, veți stimula alte persoane și veți iubi sfidele, să fiți în centrul atenției. O femeie în semn de pământ va avea un rol important, Taur, Fecioară, Capricorn sau o femeie din jurul dumneavoastră care este concretă, practică, picioarele pe pământ, realistă și vă poate da un sfat, o mână de ajutor, de ce nu? O persoană cu care veți colabora, creativă. Această situație este deci, dumneavoastră cu o femeie, văd că veți avea parte de o discuție.
Da, o persoană cu care veți sta mai mult, această femeie, veți intra în contact. Este o femeie foarte disponibilă și are orizontul deschis, deci poate vă poate da o mână de ajutor sau un sfat în ce privește familia dumneavoastră, în ce privește proiectele dumneavoastră. Poate vă da și o sumă de bani, de ce nu? Patru de cupe îmi spune totuși că ceva aici nu o să vă placă, nu o să vă convină, văd că sunteți plictisiți, vi se face ofertă, este cineva aici în jurul dumneavoastră, dar nici nu aveți chef să-l vedeți, nici nu știu, ceva nu vă va conveni. Aveți persoane în jurul dumneavoastră care vor să vă ajute, vor să vă dea o mână de ajutor, oportunități vi se oferă, dar nu sunteți în gradul să le notați, cum spuneam, parcă nu vă încredeți, poate nu aveți încredere în donurile care cerul vi le trimite. Poate veți visa în această zi foarte multe iluzii sau veți fi doar un pic cam confuzi sau visători, de ce nu? E nevoie, ar trebui, este nevoie ca voi să acționați pentru a realiza concret dorințele dumneavoastră. Haideți să vedem ce vor să vă transmită îngerii. Vă preocupați în această zi, dar vă preocupați inutil, că îngerul vrea să vă transmită că aceste preocupări care le veți avea, gânduri, etc., în ce privește o relație sau stabilitatea dumneavoastră emoțională, spune că sunt preocupări inutile, care nu și-au locul și motivul să fie în mintea dumneavoastră. Zodia Săgetător, mesaj din partea îngerilor. Să aveți speranță, oamenii mei dragi. Speranța este ultima care moare. Ea îți dă forță și curaj pentru a lupta și a înfrunta momentele cele mai dificile, frustrarea, confuzia și pierderea. Îngerul Amatiel îți comunică că viața, ca și natura, e compusă de cicli și iarna, în curând, se va termina. Da? Deci fiți curajoși și aveți speranță. Acest lucru vă transmite îngerii, că nimic nu rămâne pentru totdeauna. Chiar și zilele sau lucrurile cele mai dificile, momente cele mai dificile, confuzia sau pierderea, tristețea, tot va trece. Da? Totul trece. Și chiar, da, viața este și natura este compusă de cicli. Cum este iarnă, vine și vara. Oamenii mei dragi, vă doresc multă, multă sănătate, vă doresc o zi frumoasă și ne vedem la următoarea etalare. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți, apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui. V-am pupat, sănătate multă, Doamne ajută! La revedere!